Salut! Știi de ce gărzile de corp sau bodyguardii țin ochelarii pe ochi? În episodul de astăzi o să-ți prezint asta. Deci gărzile de corp, bodyguardii, detectivii, agenții poartă ochelari. În afara faptului că ochelarii pot fi cu o oglindă, ceea ce te face să vezi în spate, cu înregistrare audio, foto, video sau heliomați, bodyguardii și gărzile de corp poartă ochelari. Și în emisiunile TV, dacă vedeți bodyguards sau gărzi de corp intrând cu un VIP, vedeți că au ochelari chiar și la interior. V-ați întrebat vreodată de ce? În primul rând, ca să li se ascundă ochii, în al doilea rând, ca să dea semnale cu ei. Cu ajutorul ochelarilor pot da semnale echipei sau celor care fac monitorizarea echipei în al treilea rând pentru protecție fizică. În momentele ce urmează o să vedem câteva exemple de semnale cu ajutorul ochelarilor. De exemplu, mâna stângă pe ochelari reprezintă o amenințare în partea stângă. Mâna dreaptă pe ochelari poate reprezenta amenințare în partea dreaptă, amenințare în partea stângă. Scoaterea ochelarilor pe cap arată că VIP-ul este în pericol. Scoaterea ochelarilor și ținerea lor în mână arată că vom pleca imediat. Ochelarii puși la pie pot arăta că VIP-ul se va întâlni cu cineva. Ochelarii în mâna stângă sau în gură pot arăta pleca din locație. Ochelarii la gât pot arăta că VIP-ul vrea să meargă la baie. Ținerea ochelarilor în mâna stângă pot arăta că vom sta mai mult decât am crezut. Apropo, știați că ochelarii trebuie să aleși ca să aibă marginea de sus dreaptă și să acopere sprâncenele? Dacă vrei să afli de ce, atunci distribui acest clip și susține canalul de YouTube din experiență și profilul de TikTok Sarmili Euro. Ar mai fi o categorie de ochelari, ochelarii balistici, dar aici este altă discuție și povestim altă dată despre ei.